Bună ziua! Am aici un motor pas cu pas de 1,8 kW, de 1,8 kW, 1500 de ture și spune pe etichetă 11,5 N forța pe care o dezvoltă la rotire. Care este curiozitatea care vreau să o dezvăluie aici? Se învârte foarte ușor, poate fi folosit ca un generator și se învârte foarte ușor, uitați-vă cât de ușor se rotește, fără să se simtă șocurile magneților. Foarte ușor. Deci cu două degete se învârte axul. I-am desfăcut șuruburile și am să-i scot rotorul, tocmai pentru a vedea cum este construit. Iese foarte ușor. Am găsit câteva surprize la rotor. Rotorul are magneții așezați paralel cu axa. Nu sunt înclinați, deci axial. Nu sunt așezați înclinat cum avem noi tendința să îi facem pentru a prelua șocurile magneților când trec de la un miez la altul pe rotor. Au 8 cm lungime, sunt 8 bucăți, culmea la culmea. Curios, la 1500 de rotații pe minut, el trebuia să aibă 4 bucăți, dar are 8. Și am să vă arăt de ce și cum. 4 cm lățimea magnetului și altă curiozitate că magnetul nu este perfect, nu are raza pe care o are cilindrul pe care este montat. Deci cilindrul având o rază, magnetul are raza mai mică. Mai mică pentru, cred eu, pentru faptul că pe centru se concentrează forța maximă. Și spre extreme, când se duce stânga-dreapta, să se diminueze din forță, din efort. Asta fiind rotorul. Deci am zis 4 cm lățime. 4 cm lățime este egal cu lățimea celor 3 miezuri din interiorul bobinei. Am să măresc pentru a apropia rotorul, pentru a apropia statorul, să se vadă înfășurările bobinei. Aici este o bobină pentru o fază. Este făcută cu pas de 1, 4, 1, 2, 3, 4, deci intră pe 1 și se întoarce pe 4. În interior are 3 miezuri, are 24 de canale, am și scris aici, are 24 de canale interiorul statorului. 1, 2, 3 miezuri în interiorul bobinei, pauză în exteriorul bobinei încă 3, dar pauză 2 canale și 1, 2, 3 pentru magnetul de alături. Deci cele 3 miezuri din interiorul bobinei unei faze ocupă un magnet care de la linia de aici și până la linia de aici sunt 4 cm. Deci 4 cm lățimea magnetului ocupă cele 3 miezuri din interiorul bobinei. Cealaltă bobină fiind la 90 de grade, alta la 90 de grade de ea și alta aici sus. Spuneam că sunt 4 canale ocupate de prima bobină, 2 pauză și următoarea bobină a aceleiași faze este peste 2 canale. Adică 3 miezuri. 3 miezuri cu nord, 3 miezuri cu sud, care sudul se află în afara bobinei fazei în discuție. 3 pentru magnetul următor.
Urmează bobina următoare a aceleiași faze cu același pol care e la bobina de aici. Nord, sud, nord. Având pe toate bobinele același pol nord, înseamnă că bobinele sunt făcute în același sens. Sensul de înfășurare la asta e la fel ca la, nu ca la alternator, una într-o parte și una... Am să-l montez. Deci se vede foarte bine, bobina unei faze e deasupra, a fazei următoare din canalul următor se duce către dreapta și a fazei a treia, de undeva de dedesubt, se duce către stânga. Deci două canale în afara bobinei unei faze, două canale sunt ocupate de extremele celor două bobine ale următoarelor două faze. Și apoi urmează bobina similară primei în discuție. Am să-l montez. Dar ce n-am spus? Magneții. Magneții fiind deferită, sunt foarte... Am să depărtez din nou ca să se vadă rotorul. Și... Să vă arăt cât de... Am o pânză de bonfire care... Deci asta este forța pe care o dezvoltă magnetul asupra pânzei de bonfire. Și am un magnet de neodim. Deci aici se atrage, aici se respinge. Și sunt așezați nord-sud, nord-sud de... Care este forța de reținere? Iar la ăsta, la magnet, este foarte mare în comparație. E cam dublă, după aprecierea mea. Deci un magnet atât de mic, 40-20 cu 10, care spune că are 15 kg forță, dacă l-am pus așa, nici nu pot să-l desprind. Deci transversal. Uitați-vă la înclinația pânzei, cât e de mare, și față de magnet de la rotor. Este mult mai mic. La montare nu e atât de periculos. Deci, deși are 2 kW, am să țin mâna aici, fără riscul de a mă strivi. Uitați-vă. Intră foarte ușor. S-a și centrat. O să pun și niște becuri. Leg pe două din faze. Și am aici legate două becuri în paralel. Unul are doar faza de poziție, iar asta e de semnalizare. Deci și cu becurile conectate, luminează și poziția și semnalizarea. Deci ăsta cred că are 5W, iar ăsta 21. Uitați-vă cât de ușor se poate roti, fără niciun efort. Deci nu pune în scurt prea mult bobinele, câmpul magnetic creat de magneții de ferită. Fiind slabi, rotirea este ușoară, dar și producția este destul de bună. L-am probat și cu becuri mai mari. Merge identic cu un alternator. Deși efortul este mult mai mic ca la alternator. Sper să vă fi ajutat ceea ce v-am arătat aici. Și ne vedem la altă prezentare. Sper să fie și ea de folos.